fiți alături de mine, pentru că nu este doar orașul meu, este orașul nostru. Este un oraș care se vede cu tot subiectivismul de rigoare, dacă sunt acuzat, eu văd că începe să se schimbe. Iar pentru cei care nu văd, le spun, deschideți ochii și veți vedea că orașul se schimbă. Eu iubesc verdele, iubesc natura. Acesta este motivul pentru care am făcut și o înțelegere, să spunem, cu cei care au venit și m-au rugat să mai toaletăm un pom sau unde am avut copaci uscați. Am spus, doamne, sau aproape uscați, doamne, ok, dacă putem, e nevoie de schimbat un, locația unui pom. Facem într-un raport de 1 la 5, tăiem un pom și plantăm alți 5. Vom face pe sfârșitul toamnei, când va fi timpul, vom face și o campanie de plantare de pomi într-o zonă adiacentă Dunării, unde am început în primăvară și o vom continua pe sfârșitul toamnei. Am plantat flori. Pe partea de curățenie, cetățenii deja au văzut că am achiziționat și o mașină de măturat și de spălat străzile. Adică încercăm să facem un oraș frumos, un oraș verde, dar în același timp să ne și tehnologizăm puțin. Aveți încredere că oamenii vor păstra această curățenie și aceste flori vor rămâne la locul lor, ca să spun? Am încredere. Deși am avut acțiuni, chiar am făcut un apel pe Facebook de identificare a celor persoane care au vandalizat anumite spații verzi, pubele de gunoi. Dar știți cum e? Pădure fără uscăciu nu se poate. Și în timp, cred că și acele persoane vor înțelege că este un oraș frumos în care trăiesc și ei. Cred că, și fără să supăr pe nimeni, acele acte au fost făcute din lipsă de educație. E, aici îi voi ruga pe cetățeni să aibă puțină răbdare cu mine, pentru că pe acei, nu-i supăr dacă spun, indivizi, îi vom educa, dar în timp. Nu putem avea curat, verde, fără să avem și educație. Se leagă între ele. Toți spunem că, doamne, vrem o țară ca în afară, dar când e vorba să... Și afară nu este mai... Oamenii de acolo nu sunt mai breji, mai frumos, mai deștepți, nu. Noi suntem mai breji, mai frumos, mai deștepți decât cei din afară. Numai că am uitat să iubim ce este al nostru și le cer să iubească Hârșova așa cum știu mulți că eu iubesc Hârșova. Este orașul meu în care m-am născut și o voi iubi mereu. Și voi da tot ce voi putea ca să fac ca în așa fel încât orașul să fie frumos. Și atunci îi rog să fie alături de mine. Cine va dori? Cine nu va dori, vor veni alături de mine, da. Vom găsi soluții să vină alături de noi. Pentru că este ilogic să spui că îți place urâtul. Nu, omul se naște cu dorința de a crea ceva frumos și de a iubi frumosul. Asta vrem să facem la Hârșova. În zona heliportului trebuie să însămânțăm gazon, să fie spațiu verde, ca să în momentul în care elicopterul aterizează să nu avem probleme cu praful. Da? Ați avut nevoie chiar să scoateți câțiva arbori sau un arbore care afecta cumva activitatea elicopterului medical? Am fost nevoiți, într-adevăr, și chiar astăzi i-am plantat la malul Dunării, o zonă unde trebuie plantați pomi din cauza eroziunii solului, da? Și atunci i-am scos de aici și i-am dus și i-am plantat acolo. Deci nu facem altceva cu ei sau să-i scoatem, să-i ardem sau să... Nu, îi replantăm. Cu toate că acum este zona propice. Da, și am văzut că mai mult decât atât vă ocupați și de micul părculez din curtea spitalului. Da, în permanență ne ocupăm de parcul spitalului pentru că este specific muncii noastre. Noi, dacă suntem la spații verzi, atunci trebuie să avem frumos peste tot. Ce fel de lucrări efectuați în această perioadă? Am pregătit terenul pentru însămânțat, am dat cu motosapa, am greblat, am însămânțat cu o mașină care ați filmat-o mai devreme acolo, de manuală. Așa. Și apoi, pentru tasarea terenului, am dat cu rulou.
sunt lucrurile pe care le-ați realizat în oraș pentru înfrumusețarea acestor zone? Am avut flori semănate, panseluțele de primăvară și bănuții. I-am avut semănat din toamna anului trecut, pentru că sunt flori bienale și atunci a trebuit, le-am plantat în primăvară, în luna martie, prin toate zonele. Străzile din oraș, străzile principale și chiar și în zonele... Ce să zic? Mai toate străzile de prin oraș. Ce am putut noi să acoperim anul ăsta? Nu putem foarte mult să facem într-un an. Și atunci avem eșalonat pe, să zic, la anul facem puțin mai mult. Anul ăsta am făcut cât am putut noi. Am făcut străzile principale. Am făcut chiar și mai sus ronduri amenajate frumos. La Ceres, avem aici pe strada Carsium și varza decorativă foarte frumoasă. Nu știu dacă ați văzut-o, ați văzut-o prin oraș? Da, da. Foarte frumoasă. Deci eu am fost îndrăgostită, că am văzut-o anul trecut în Constanța și am fost îndrăgostită la prima vedere de ea și am vrut să o aducem aici și chiar am adus-o și este superbă. Superbă și rezistă la 5 grade și chiar și la minus 2 grade rezistă. Deci eu am văzut-o în Constanța anul trecut în luna februarie. Și mi-a plăcut și am zis că trebuie să o avem și noi în oraș. Și domnul primar a fost de acord și doamna vice la fel. Deci s-a realizat exact așa cum ne-am dorit noi.